Militarii moldoveni trimiși în Kosovo își continuă misiunile de pacificare în area de responsabilitate cu respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Ministerul Apărării a publicat un video plin de acțiune cum se antrenează ofițerii, sergenții și soldații din contingentul KFOR-13 la capitolul Frica de Foc, cum cercetează terenul pentru depistarea obiectelor explozive și cum operează cu unitățile de tehnică pe drumurile pline de obstacole. În iulie, alți 41 de militari au plecat în misiunea de menținere a păcii, un pluton de infanterie ușoară, o echipă de geniști și un meteorolog. Efectivul contingentului militar al Armatei Naționale este dislocat în baza Camp Villaggio, în Italia. Misiunea acestora este să asigure paza și securitatea în zonă, să patroleze în comun cu forțele italiene, să recunoască terenurile minate sau să efectueze antrenamente de alpinism.